Nu sunt cuvinte în care să încapă durerea noastră de acum, când cei doi eroi ai noștri ajung înapoi în țară, acasă. Nu sunt cuvinte suficient de puternice să exprime cum se cuvine respectul nostru pentru curajul, dăruirea, generozitatea, spiritul de sacrificiu ale sublocotenentului postmortem Iulian Dumitrescu și sublocotenentului postmortem Adrian Vizireanu. Ei au căzut luptând, cu arma în mână, salvându-i și pe alții, arătând ceea ce au mai bun forțele române pentru operații speciale și forțele noastre armate. Nici eu și nici conducerea militară a armatei nu avem niciun fel de ezitări în a spune răspicat despre eroii noștri că au căzut la datorie, dându-și viața pentru țară și pentru noi. Sunt încredințat că forțele pentru operații speciale, armata noastră, va merge cu și mai multă dârzenie după sacrificiul lor, mai departe, în misiunile aspre ce le sunt încredințate. Principala noastră misiune în Teatrul de Operații Afganistan este cea de asistență militară a forțelor de securitate afgane. Și asta înseamnă să lucrăm cu partenerii afgani, să-i instruim, să-i mentorizăm, să-i pregătim. Din păcate, se întâmplă și asemenea nenorociri. Indiferent câte măsuri de securitate am lua, există și acest risc. Nici vest antiglonț, nici casca, nici măsurile suplimentare de protecție luate de comandanți nu ajută. Se întâmplă, este un eveniment nefericit și ne exprimăm compasiunea pentru familii. Noi ne facem datoria față de țară, participând la această misiune internațională conform ordinelor primite. Este normal, România este un contributor la securitatea NATO și a celorlalți parteneri care sunt implicați în această operație, și este normal să participăm. Când destinul lovește într-o fracțiune de secundă, ce ar mai fi de spus? Când din senin, lumea pe care o știi se năruie, ce poți să faci? Când cu ultimele frânturi de viață continui să lupți și să-ți ajuți camarazii, ce poți să mai speri? Că lumea va înțelege că sacrificiul tău nu a fost în zadar? Că ai făcut tot ceea ce ar fi făcut oricare alt camarad în locul tău? Când știi că riscul și moartea sunt incluse în fișa postului, ți le asumi. Tăcut, fără să faci paradă. Îți îmbrățișezi soția, părinții și copiii, sperând să nu fie pentru ultima oară, și pleci să-ți faci datoria alături de camarazi. Uneori, la mii de kilometri depărtare de țară. Nu te uiți înapoi și nu regreți destinul pe care ți l-ai ales. Sper doar să te întorci la ei, acasă. Poate pentru unii e greu de înțeles de ce alegi să pleci atât de departe, de ce nu-ți dorești confortul unei alte meserii, a uneia care să-ți garanteze că la sfârșitul unei zile de muncă te întorci cu bine acasă. Însă tu, nici o clipă, nu gândești așa. Nu confortul este ceea ce cauți, nici laudele și nici mărirea. Îți asumi un destin și mergi fără ezitare până la capăt. Acolo unde nu te așteaptă nimic altceva decât o tăcere fără de sfârșit. Și poate liniștea că ți-ai făcut datoria.
Mai sper că atunci când nu vei mai fi, lumea să înțeleagă că sacrificiul tău nu a fost zadarnic și că nu te-ai gândit o clipă că vei fi tu eroul. Destinul a decis pentru tine. Oricare altul dintre camarazii tăi ar fi acționat la fel, fără ezitare și fără frică. Pentru că aceste trăsături până la urmă vă definesc pe tine și pe ei, pe camarazii tăi. Și-ți mai dorești ca ei să meargă mai departe, să lupte și să nu ezite, să fie neînfricați, așa cum ai fost și tu cândva.